Există în momentul acesta persoane care înregistrează datorii foarte mari la anumite asociații de proprietari care, într-o primă fază, vor fi debranșate. Există în momentul de față datorii chiar foarte mari din partea utilizatorilor noștri. Aș pomeni o cifră de circa 8 milioane de roni, sume datorate de către utilizatori, către furnizorul de apă, APA Regio Târgu Jiu. Am întreprins și întreprindem în continuare măsurile prevăzute de lege și anume ajungerea la acele debranșiri nedorite nici de către furnizori, nici de către utilizatori, dar absolut necesare pentru normalizarea relațiilor dintre furnizori și utilizatori. Ion Popescu spune că de cele mai multe ori cei care pierd în instanță trebuie executați silit. Sunt erau plani și domnule director pe care i-a acționat în instanță? Da, există și situații de acest gen, deoarece la unii dintre utilizatori termenele de plată sau datoriile lor au termene foarte lungi de când nu au fost achitate și atunci suntem nevoiți ca să-i acționăm în instanță, obținând hotărâri judecătorești și trecerea apoi la executarea silită, care de fapt trebuie să înceapă cu această debranșare în niște condiții mult mai dure, cu plata tuturor cheltuielilor legate atât de debranșare cât și de rebranșare, cu achitarea datoriei plus a unor penalități legate de sumele respective, plus plata cheltuielilor judecătorești, plus plata mediatorului și așa mai departe.